Ne întoarcem la emisiunea noastră pentru că vă spuneam înainte de pauză că mai am niște surprize pentru Alex. I-a pomenit el așa ceva mai devreme pe Mario și pe Lino. Sunt doi tineri foarte, foarte talentați pe care el și Antonia i-au luat practic la ei acasă. Da, am avut... I-au crescut, i-au susținut, da, i-au... Le-am oferit dragoste, un acoperiș aici în București ca să meargă în fiecare zi la studio să muncească non-stop. Și să meargă la școală, da. La școală, da, bine, școala e primordială. Școala contează foarte, foarte mult în educația lor, în viața lor și trebuie să o termine și să o termine cu brio. Adică la mine a contat extrem de mult. Școala... Te-ai controlat la... De fapt, stai că o să ne povestească ei. Că vreau să invit pe Mario, pe Lino, dar și pe Rashid. Rashid, înțeleg că este... Este prietenul meu cel mai bun și cel mai vechi, ne știm de 20 de ani. Săptămâna viitoare o să se căsătorească cu Sorina, vă pupăm și vă iubim, iar eu și Antonia o să fim nașii, nu? Evident, o să fim nașii lor, da. Bine, atunci să intre Finul și să intre și Mario și Lino. Haide, haide, Golden Gang! Ei, bună seara! Bună seara, bună seara! Am fost și olimpic la geografie. Și da? Și la română, zi! Bună seara! Bună seara! Hai să ne pupăm, să ne leat. Bună seara. Ești talentat. Ah, tu cu Alexandru, dansatorul. Ai un copil acolo de mijloc. Bună seara. Hai să facem așa. Cine vrea să stea lângă domn profesor? Așa, Rashid și așteptă acolo. Păi profesorii. Și băieții, nu, voi rămâneți un pic cu picioare că vreau să-mi faceți schema aia. Da. Două în stânga, două în dreapta. Mai știi, Lino? Și după aia, cum? Nu-l mai știu, fii atent. Plecam în stânga. Și după aia, cum facem pirueta? În sens trigonometric, am crezut că e acele de ceasornic, dar e, haide, gata, două stânga, două dreapta, haide, am plecat. 5, 6, 7, nebunilor, încă o dată, încă o dată, stai, Lino, ai stricat sincronul, și, ești la, și am rătat, ai prezentat frumos stânga, dreapta, fac la joc, asta zic, înțelegeți? E un fel de latino, cum te duci aici, îți pleacă șorul. Pe reggaeton, mami, sau cum e, dale, Hai să vă așezați, băieți. Ne așezăm, nu? Ca să-mi spuneți cum vă conduceți. Aici, lângă domnul, lângă bunica, să rămână. Să vorbiți frumos acolo, lângă mama, da. Să n-a... Vă controla la teme? În fiecare zi. Nu cred. Haide, mă, nu fim incinu. Asta e așa la televiziune, da, da. Spune adevărul. Nu, am glumit. Le-am zis într-una să citească. Citiți cât mai multe cărți pentru că asta o să vă dezvolte și vocabularul și voi ca songwriter o să scrieți mai ușor sau să faceți niște texte cu niște cuvinte mai cool sau mai interesante sau... Da, și ei vin acasă cu un slang de la cum mi-ai spus mie. Păi ne flexăm, ai venit aici să mă vezi când dau cu Oreo. Am plug de asta. Da, 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 am plug-ul meu. Deci dacă e... Bine, nu dealer. Un plug. Da, acum trebuie să și traduci. Da. Că noi nu știm. Dacă cineva îți face rost de ceva, dacă o pilă, o pilă. Contactul. O carte. Contactul. Dacă vrei să ai un contact, ăla e plug-ul tău, înțelegi? Dacă vrei să-ți aduc eu covrigi, Alex este plug-ul meu de covrigi, înțelegi? Am înțeles. Dacă vrei un covrig care nu există pe piață, trebuie furnizorul. Să ai un plug. Furnizorul, hai să tradus, da. furnizorul. Ne flexăm. Asta înseamnă to show off, adică să... Te dai să mare. Da, extrovertit la maxim, să arăți, să știi? Așa. Asta te flexezi. Gang înseamnă brigadă. Gang înseamnă grup, grupare. Așa ca gașcă, voi, cu gașcă, da? Vremuri. Gașcă. Da. Da? Noi suntem gang. Gang sau grupare, gang, da. Cel mai gang. Sunt terorist. S-a plictisit Dominic de gang-ul vostru, nu știu ce se întâmplă. El e șeful. Are altul la grădiniță. Reflexează mai într-o parte acolo. Și mama face parte din acest. Din gang, da, normal. Da, Golden Gang. Da. Mama, șefa. Da, mama, doamna, dar doamna ce mi-ai scris tu? Stai că mi-ai scris tu. Le gătiți și băieților? Când... Ce mi-ai scris? Gang. Tu mi-ai scris gang? Mi-a dat mesaj mama cu gang, jur. Ce ți-a spus? Gang, a dus și o conversație și la final gang. El îmi dă mesaje, dar... Eu, dacă sunt de acord cu ceva, e fin, așa scriu, fin. Și mama mi-a scris gang. Gang. Despre să te trebuie și mama. Haide, te iubesc. Dacă scrii un scâr? Scurt! Da, mai avem un minut jumate și se termină emisiunea. Vreau să-i întreb și eu pe băieți, nu știu, așa, ca să ducem discuția în partea mai serioasă. Cam cum îl priviți voi pe Alex? E mentor? E ce? Acum e momentul, dați tot din voi. Acum e momentul. Alex modelul. Este un om normal. Alex este un băiat chiar de... Nu. E un băiat de tra. Am mai avut o dată întrebarea asta și s-a nimerit să răspundă tocmai Mario. Și era mai copil, atunci avea și emoții. Când era copil mic, n-avea deloc emoții, după așa a dat seama că poate să spună oricând o prostie și a început să fie mut, să nu mai zică nimic. Și spune-ne ceva despre Alex, despre Golden Boy Society. Pauză. Noi suntem o gașcă de care băiat face muzică. Care face muzică. Asta. Perfect. Da, gașca... O întrebare, poți să mai chem mâine pe Lino?
Poți să chem pe cine vrei tu mâine, dar să știi că de mâine încolo trebuie să ceri aprobare, știu aprobare. Cum, da, e, da. Da, știi cum e, de să faci un referat. Nu e, nu e chiar așa. Fac o cerere scrisă cu dop. Corect. Trebuie să duci prăjituri multe în regien, pardon, în redacție și se rezolvă. Au lăsat că ne pune dar la... Dar cum arată fetele din dietă? Nu cred că țin, ne sunt pune, la dietă. Ne pune la dietă, mâncă, gata. Nu. Oameni buni, mulțumesc din suflet. Că de acum la mulțumesc din suflet, duc, corect. Mulțumesc din suflet că i-ați făcut prima emisie mai ușoară lui Alex. Vă mai aștept, nu știu, să-i mai facem surprize așa. Unchiul este foarte bine acolo. Și evident va trebui să ne cântați. Importante, da, normal. Ei trebuie să vină să cânte. Noi cu asta ne ocupăm la bază, dar acum suntem TV host. Mulțumim, mulțumim. Trebuie să ne oprim, mai avem niște mulțumiri, nu mai avem timp de nimic. Trebuie să încep observatorul. Oameni buni, ne vedem mâine în aceeași formulă de acum. Pe curând!